Bine v-am găsit la o nouă ediție Real IT. Sunt Cristi Dorumbach. Magazinele fără casier de la Amazon există de ceva timp. Și chiar și noi avem unele magazine unde putem să ne scanăm singur produsele. Dar acum tehnologia a ajuns la următorul nivel. Și drept urmare, cei de la Amazon au deschis primul magazin de tip alimentară, de unde oamenii își pot lua fructe, legume și alte produse alimentare fără să mai stea la casă, fără să mai stea la vreo coadă și fără să le mai scaneze și să le plătească. Clienții trebuie să folosească, bineînțeles, aplicația Amazon Go pentru a se loga când intră în magazin, iar apoi camerele de filmat și senzorii urmăresc fiecare client în parte ce fel de cumpărături face în magazin. Iar în momentul în care produsul este pus în coș sau în pungă, acesta este automat trecut în lista de cumpărături. Când clientul pleacă, cumpărăturile se plătesc automat cu cardul de credit salvat pe telefon. Provocarea pentru acest tip de magazin a fost să se analizeze comportamentul clienților și să se dezvolte senzori care să știe când omul ia produsul de pe raft, se uită la el și îl pune la loc. Senzorii știu să găsească și dacă am luat un produs de pe raft și l-am pus la loc în locul greșit. Cei de la Amazon spun că acest tip de magazine fără case de marcat i-ar ajuta să le aprovizioneze mai bine. Iar India încă nu are tehnologie 5G, nici noi de altfel, dar mari producători de telefoane aruncă acolo dispozitive noi cu tehnologie 5G și la prețuri mici. India este de fapt cea de-a doua țară de telefoane mobile din lume după China, dar acolo oamenii preferă să cumpere telefoanele ieftine, așa cum ele au fost numite telefoane de generație medie. Acum cu noile procesoare care vin instalate cu modemuri 5G, Xiaomi, IQ și Realme aruncă acolo telefoane care sunt echipate cu ultimul procesor Snapdragon 865 la prețuri cuprinse undeva între 500 și 600 de dolari. Deci la mai mult de jumătate față de telefoanele de top, dar cam cu aceleași performanțe. Xiaomi vine cu Mi Mix Alpha, IQ3 vine cu camere de 48 de megapixeli, iar Realme vine cu un ecran cu rată de refresh de 90 de Hz și 12 GB de RAM. Și dacă telefoanele vin cu 5G, atunci și infrastructura se va mișca în această direcție. Iar cei de la Apple vor ei să fie diferiți de restul lumii. Și dacă noi, cei cu telefoane Android, închidem aplicațiile ca să salvăm baterie, cei de la Apple recomandă invers, să nu închidem aplicațiile pentru că așa se consumă mai multă baterie. Potrivit Apple, acțiunea de a închide aplicațiile, dacă acestea sunt acolo în background, nu este necesară decât dacă aplicația s-a blocat. Pentru că odată închise, atunci când vrem să pornim iarăși aplicațiile, acestea vor consuma și mai multă energie și va lua și mai mult să pornească decât dacă o repornim după ce am lăsat aplicația în background. Aplicațiile care sunt în background au ele capacitatea de a nu mai consuma resurse dacă noi nu le mai folosim și, drept urmare, nici nu consumă baterie. Cam atât pentru astăzi. Mai multe știri din tehnologie găsiți în fiecare zi pe publica.md, iar noi ne revedem curând.